Gata. Bine v-am regăsit la un nou episod de Rocket League alături de fratele meu Horia. Salut, salut. Nu pot să cred că te-a băgat din prima, să știi, chiar îmi place. Să știi că și la mine a fost, e bine. Nu, no, dacă ne dă gol. Nu mă stănești. Ia zi mă, ce subiect vrei să abordăm de data asta? Că văd că la Rocket League e ora de bârfă. M-a spus ăla. Oricând e ora de bârfă. E adevărat. De ce azi? Nu știu. Iar de războaie cum am făcut astăzi toată ziua? Dacă vrei, da. Păi eu nu mai știu unde rămăsesem, sincer să zic. Cu căcaturile alea, cum ar fi... Am încheiat discuția foarte repede pentru că... E, în fine, nu mai... A trebuit să plecăm, da. Si. Păi, la căcaturile alea, că... Cum ar fi... Că lumea ar fi... Umanitatea ar fi evoluat mult mai mult. Dacă nu ar fi fost toate căcaturile astea. Cu războaiele și tot. Mamă... Nu știu cu aia, sincer. Eu am impresia că totuși oamenii s-au dezvoltat mai mult în tehnologie, deoarece... În tehnologia oameni, poate. Da, deoarece au fost nevoiți să facă chestii noi și mi-a dat autogol, probabil nu, ok? Nu, nu se vede. Și, într-un fel, de asta zic că s-au dezvoltat pentru că erau nevoiți să scoată chestii noi și nu neapărat armament. Dar gen ca... Și chestii de supraviețuire, da. Și fizic. Și tot, da, nu, numai chestiile de armament sau, să zic așa, dezvoltat, în rest... Bine, și modul de viață, bine, asta de prin 1990, 2000 a fost anul, cred că tehnologie, anul 2000, gen. Asta, în caz că mai e o altă catastrofă, suntem mai pregătiți, suntem mai pregătiți. Da, dar uite, de exemplu, anii ăștia 2000, ăla are poză la fel ca tine, mor. Da, și ce-am găs? Am uitat ideea. Ce vreau să zic? Ajută-mă că am uitat. Nu pot să-și citesc minte. Stai, mă, da, nu mai auzit. Bă, da, da. Aveam... fuck. Am uitat și eu că am fost concentrat la... Fuck! Mânea nu-mi iar gol. Bă, dar ce concentrat e să... Bun. Revenit. Cred că într-un fel m-am lăsat aminte. A, da, anii 2000. Așa. Pentru tehnologie, frate, a fost ceva, adică uite și tu că de repede am văzut tehnologie de la fucking 19 ani. De când au început ăștia cu nebunile. Tu dai seama cu 10 ani cum ajungem? Da, știu. Ăștia deja au făcut prototipuri de roboți. Robotul ăla, femeia aia, Sofia, cum o cheamă, aia vorbitoare. Avem și la... acum 10 ani n-aveam telefoane cu butoane. E asta zic, de ce lumea a fost, a mers atât de repede? Mamă. Păi au încetat războaiele. Și azi, acum în sfârșit au... Da, pe spre exemplu, uită-te cum era populația și cum erau cultul și cum erau îmbrăcați oamenii. Pe început da, anilor 1800... Toți copiii de minus 10 ani se îmbracă numai de la Gucci și... Nu, da, nu zic de asta, de... dar gen cum era lumea în 1800, pe la începutul anilor 1900 și cum a fost la începutul anilor 1950. Era fix la fel, nu s-a schimbat nimic. De ce? Din cauza războaielor. Erau la fel de, cum s-ar zice, snob, toată lumea era cu, nu, adică, da, cu joben și așa, da. E, bine, nu contează, mai ales stilul, dar mă refer și la minte, că minte e cea mai importantă. Da, și la minte. Că gândeau așa, uite, da, și acum, frate, dacă am văzut niște interviuri de la Vax Populi, cu oameni de ăștia de la țară din România, 2018-2017, sau când au făcut-o, în fine, acum, în prezent, îi întreba unde suntem, întrebări de-astea basic pe care le știe orice fucking copil de 5 ani. Și ei nu știu să răspundă pe ce planetă sunt, sau care e capitala României, sau chestii de genul ăsta. Sau întrebări de la capcană și nu știau tineria de la facultate, deci erau fucking de-alea ușoare. Nu, ale erau vrăjeala. Și nu știau, frate. Sau erau luat... Dar bine, aia cu oamenii încuiați, izolați, sau unde naiba stau aia, că nici nu înțeleg, frate, în ce oraș ai putea sta și să nu știi fucking... capitala României sau chestii importante pe care orice român le știe fără să vrei, adică fără să vrei le ții minte. Ziua Națională a României. Nu știu, frate, nu știu, nu sunt de pe aici. Să răspunzi așa. Și om în toată firea, adică gândește-te, 40 de ani, 50 de ani,
să nu mai zic bătrân, nu contează. Bătrânii au trecut prin viață, ar trebui să știe cam tot, știi? Nu că, vezi, da. Doamne, sunt bătrân, nu știu chestiile astea. Păi, frate, tu nu știi pe ce planetă ești, pe ce țară ești. Știi care chestia cu bătrânii? Bătrânii, majoritatea, când erau tineri, erau decât la țară și cu munca de la țară. Nu aveau parte de tehnologia și de cultura pe care o avem noi acum. Aici e dreptate. Și da, noi suntem, da, noi acum suntem. Dacă și ei aveau gen posibilitățile pe care le avem noi, net, meditații, adică, și le aveau ei, noi eram acum la alt nivel, mult mai sus decât asta. Deci, da. Tu dai seama cât de bine putea să meargă lumea? Gen, să nu mai zic că, din ce am auzit, fuck, mor, din ce am auzit, poți să crezi așa ceva? Oh my god. Noi evoluăm din generație în generație. Da, dacă generația asta alu sormea, frate, e oribilă. Adică adineau am avut un subiect. Nu, serios, vorbim. Da, asta da. Niște subiecte. Mai că mai și cu ea despre generația asta ei și cum e sormea. Five morți. Deja a început cu Five morți și cu TikTok. Adică dacă ajunge de-aia acum, nu mai dau exemplu pe video. Chiar deci de seama ce grijă trebuie să am eu de sormea, nu? La asta vreau. Da. La asta. Nu, no, deci chiar trebuie să ajung. Chiar trebuie să ai grijă de soră. Oh, de ce? Că sunt doar un băiețel. Și o să mai am eu, o să mai am timp de chestiile astea. Când eu o să aibă vârsta mea, eu să am fucking 20 ceva de ani. Crezi că o să mai stau eu după fundul ei? Nu. Nu știu, adică să ai grijă să nu devină de genul Bianca, da, mă, sau nu... de asta pe Instagram și cu da, să și arate. Nu pot să stau. Deci chiar vere, nu pot să stau 24 așa în fundul sormea să. Că nu vreau să fiu atât de, că totuși vreau să-i dau libertatea și bine, da, să aibă libertatea pe care am avut-o cu toții. Ieși afară, îți faci prieteni, faci gagic, ok, dar în limitele alea ca lumea. Vrei să faci ceva cu gagicul ăla, ieși afară, faci sex cu el, nu știu, nu zici, dar gen fucking fii pregătit și toate căcaturile de genul ăsta pe care, în fine, știi tu ce vreau să zic? Da. Dar reacția lui tata a fost în felul următor. Mamă, păi, că nu s-a bă, sorta gagic, mamă. Frate, îi rup capul. Stai bă, și ce are mă vrea dacă are gagic? Păi noi băieții, de ce nu lăsați să avem gagici? Crezi că fetele la... tații la fetele alea nu zic nimica, că noi suntem împreună cu ele? Voi de ce spuneți asta? Asta nu se leg, adică și la... Ar trebui să fie egalitate, că dacă tot vreți feministele să fiți legale, fiți, nu că... Înțelegi? Nu o faceți un personaj feminin, nu o vor într-un fel și gata. Tot. Ah, mă, lasă-mă cu Star Wars-ul, dar noi acum suntem la alt subiect. Zi, da, știu. Ideea ta. Băi, noi vorbim, scuze, discutăm imediat, dar noi am uitat de tactica aia. De-aia cred că pierdem. Ah, da, da. Așa, zi. Bine, hai că stau eu în poartă. Nu, vere, stau eu. Zi. Ok. De-aia și cu gagica mea la fel, că mama e super protectivă și dacă iesă... Aibă un iubit. Sau? A, nu, nu are. Okay. Mai ales că dacă e să aibă... Mai ales că dacă e să aibă vreun iubit, dacă ar afla, mi-ar rupe mie capul. Crezi? Da. Totuși femeile le au partea, femeile le au partea, mamele le au partea la fiice pentru că le înțeleg că, băi, și eu am fost așa, hai să dăm libertate. Da. Dar până într-un moment... Sunt anumiți nenorociți. Nu le dau libertate, ce să facă ce vor ei. Ele. Da. Cum dracu a salvat-o, nu știu. Nu știu, nici n-am văzut faza, nu eram atent, mă uitam. Sunt anumiți nenorociți băieți care, asta știi și tu. Gen de ăștia fuckboys sau ce? Sau, da. Sau coca, stai. Cocalari fuckboys de toate. Și de asta îi înțeleg că sunt așa de speriați. Dar totuși, ești autoritar până într-o anumită limită. Adică nici să fii prea autoritar. Să-i dai puțină libertate, dar tot să ai grijă. Coaie, mie chiar îmi place, oh my god. Mie îmi place cel mai mult când deschidem toate subiectele astea. Mie îmi place că cu tine pot să vorbesc orice vreau eu. Da, adică știu. Gen, și pot să am o conversație ca lumea, să ne înțelegem ca doi oameni normal, că nu vreau să dau exemplu acum. Înțelegi? Că da, știu. Poate se uite și nu vreau. Știi la cine mă refer. La oamenii ăștia cu care nu poți să ai nicio discuție serioasă, doar să gândesc la alte căcaturi și chiar nu vreau să zic pe video. Și care sunt foarte încuiați mintea, da, cine?
Știi și tu la cine mă refer? Da. Multe persoane, nu numai una, adică majoritatea sunt numai la ștouri, la mamă, ha ha ha, hi hi hi, mamă ce, hai să bărfim pe ăla, hai să nu știu ce. Și asta strică societatea. Nu numai România. Bă, până la urmă, știi care chestia, unii se maturizează și mai greu. Da, vere, ești nebun. Și na, le-i suporți până le vine capul. Da, păi, deci cine zic că m-a trebuit să rămâi prieten cu ei, deci da, da. Ce crezi că aia sunt gata, mă, dacă aia sunt singurii mei, 3, 4, 5 prieteni, 6, 10, numai cu aia stau, vere, îți faci o grămadă de relații prin alte relații. Da, e, știu. Nu e de end dacă nu mai ai acum, dacă prietenul ăla din copilărie cu care stai tu nu mai vorbește cu tine, crezi că e ceva, wow. Normal că vă pierdeți legăturile, pentru că unde te crezi aici? În filme să rămâi prieten 40 de ani, 70 de ani până mori? Sunt cazuri doar foarte rare să. Da, asta, asta și cu relațiile, gen, bă, a început să-mi placă de una din generală, bă, și am rămas cu ea împreună până la 20 bătrâneți. Adică chestiile astea nu cred că mai există în anul ăsta, pentru că fucking toate, nu toate, majoritatea femeilor sunt pe interes și materialiste și nu cred că mai există. Gen, asta, până în generația lui maica mea și al maică ta, au fost femei serioase, că bă, da frate, nu contează dacă bărbatul e sărac, bogat. Bine. Contează că îl iubesc sau că iub, da, exact, avem o familie, am făcut un copil, rămân cu el, nu că acum dacă a avut probleme, să zic, materiale, mă despart de el sau divorțul mi se pare materiale. Da, și mie la fel. În primul rând că distrugi copilul ăla sentimental, vă mai distrugeți și pe voi, adică voi, ok, vă aveți problemele voastre, dar măcar gândiți-vă la copii, adică, da, nu mă interesează de copil, fac ce vreau, e viața mea, nu mai-mi place de aia, nu mai-mi place de ăla, vreau să-mi schimb viața, ok, dar copilul ăla ce va face, când, bă, tata unde e, ce face tata, mama ce face, de ce cu altul, de ce, am văzut-o că se linge cu unul pe stradă, cu necunoscut, ăla nu e tatăl meu, ce se întâmplă cu viața mea? Aș înțelege, e de genul, înțeleg că poate soțul sau soția o fi nebun sau nebună și vă bate etc. până mă și vreți să divorțați de bine, el. Bine, da, în halul ăsta, da, dacă gen te bate aici, și asta, da, n-am ce să comentez. Adică, adică în cazul ăsta să e un motiv bun, dar de ce ai mai făcut un copil cu acea persoană? De ce ați ales să aveți o familie împreună, dacă știi că e în halul ăsta? Pentru că, exact, de asta există și... Crezi că oamenii adulți sunt maturi? Nu! Toți în căsnicie atunci se cunosc oamenii cu adevărat și se maturizează cu adevărat. Pentru că, da frate, când era el trânăr și cunoști, mamă era super băiatul, era nu știu cum, era nu știu ce. Și după aia ajungi în pana mea să îți bați nevasta, copii, să-i blamezi, să-i înjuri. Da. Și gen, bă frate, ăsta nu era soțul meu, ăsta nu era așa. Uh-huh. Era simpatic, iubitor, mă iubea. Era atent cu mine, nu era pervers, nu era violent, era exact ce-mi trebuia mie, nu era bețiv, nu era drogat, nu era nu știu ce. Și toate viciile astea se fac în timp. Adică, credem că am auzit cazuri că oamenii au fost normal toată viața, bă, și dintr-o dată, nu știu cum naiba, s-au schimbat, mă, dintr-o dată. Bă, au început să fie bețiv, bă, au început să fumeze, dar gen rău, gen să se strice, să fucking, știu, bolile alea cu plămânii, de la probleme de țigări. Ba violența. Bă, dintr-o dată am un prieten care nu știu exact, știam atunci în perioada aia motivul și care a fost nebunia. Are părinții divorțați și mai are o soră. Și el a rămas el a rămas cu măsa și cu sorsa normal, pentru că taxul a început să fie violent, a avut câteva acturi de viol cu maică-sa. Gen, da, fucking a violat-o de câteva ori, gen, pula mea, n-a vrut să facă sex. Și dacă nu vrei să faci sex ca femeie, asta se numește viol, știi, adică, gen, obligat, da, sex viol, sexul forțat. Nu mai trebuie să detaliez. Băi, și îți dai seama, copilul, când am zis, băi, ce naiba face tata, what the fuck, ăsta nu era tata pe care îl știam. Și eu la fel, când am auzit chestiile astea, că îl știam pe tasul, vorba aia, chiar îl știam, adică, știam cum el ca persoană. Bă, și când am auzit chestiile astea, nu mi-a venit să cred. Bă, what the fuck? Chiar ce naiba se întâmplă cu familia? Sunt multe persoane care au mai multe fețe. Și după aia și-a făcut altă amantă, s-a despărțit, copilul ăsta a fost distrus, dar și-a revenit. Am fost acolo pentru el când am avut nevoie, normal, pentru că în perioada era
să zic așa, printre ceva un prieten ai mei, poate chiar cel mai bun. Păcat că, bine, adică gen, eu mai număr lui și astea, dar nu mai vorbesc atât de mult cu el. Dar dacă e gen să zic, bă, hai afară, vine. Mereu. Și mereu chiar îmi pare rău, da. Nu zic dacă se uită la video ăsta, dar mereu, frate, dacă te uiți la video, chiar îmi pare rău că n-am ieșit cu tine și știu că mereu am zis că ne întâlneam, da, frate, hai să ieșim. Bă, scuze, frate, dar... Crede-mă că voiam să ies, dar... Mereu am avut alte planuri, știi, adică... Alți prieteni... Mă refer la ăștia din copilărie... La ăștia, dacă le zic o dată că nu vreau să ies, gata, mă, nu mai vorbesc cu tine, ești un trădător. Nu mai dai exemplu. Da, și a fost și la mine în multe situații. Și școala și toate chestiile astea, dar crede-mă... Să știi că o să-i dau mesaj și o să ies cu el. Pentru că omul, îți dai seama ce părere și-a făcut despre mine. Bă, eu l-am tipul ăsta afară, prieteni, dar nu mai vorbim niciun mesaj și nu vreau să ajungem în situația aia, gen cum sunt majoritatea părinților. Că bă, nu mai am niciun prieten de la școală, nu mai am niciun prieten de la liceu, numai de la facultate, că toată lumea zice, bă, ești... Mamă, ce prost am fost! Toată lumea zice că adevăratele prietenii ți le faci în liceu și la facultate. Bă, după perspectiva mea, să știi că nu mi se pare atât de adevărat, pentru că nu contează când îți faci prietenia aia. Poți să-ți faci prietenii și din copilărie, că dacă te înțelegi cu persoana aia atât de mult și chiar vrei să rămâneți prieteni, nu are nicio legătură. Poate să rămâneți prieteni și dacă se duci în altă țară și dacă alte chestii, înțelegi? Da, bine, e mai dificil de la distanță. Nu contează, și cu relațiile de. Nu, urăsc chestiile astea. Bă, da, mă, dar rămânem prieteni și după aia nu mai vă dați nici măcar un mesaj. Da, mă, dar rămânem prieteni și vezi, Doamne, voi ați fost prieteni, băi, bun rău în general, dar rău. Și după aia când plecați, da, frate, rămânem prieteni, ieșim, da, mai ieșim o dată de două ori, gen înainte să înceapă liceul, bă, și când începe liceul, fiecare își schimbă viața. Adică, de ce? Și eu am făcut chestiile astea, nu zic acum de nimeni. Da, și eu la fel. Am zis la general, mereu, și eu la fel, da, frate, repțin legătura, nimic, zero, n-am mai ținut absolut nimic. Și nu înțeleg, și de ce, forma... nu înțeleg de ce se întâmplă chestia asta, pentru că eu nu vreau, adică... Pentru că întâlnești un colectiv nou, ai alți prieteni, ai și alți prieteni handicapați care dacă nu ești odată cu ei pe urmă, nu mai ești deloc cu tine... Da, frate, și... scuză-mă, salut, nu mai suntem prieteni, ce pana mea, acum sunt obligat să stau numai cu tine? Fuck you, man! Da, știu. Nah, nu mai știu. Chiar... Bă, poate facem și noi un comeback, nu? Da. Te las pe tine pe atac. Ok. Ok, și subiectul main unde rămăsesem că noi am dat din altele, în altele. Rămăsese pe ăla cu... Fuck. Cu războaiele. Sau cu societatea, sau cu ce, că nu mai țin. Mai totul combinat. Ce că... faci, mă, copile? De ce nu ești acolo pentru să dai gol? Zi. Ce faci? Am fost concentrat. Bă, zi, mă. Da, n-am fost concentrat. Mă gândeam la alte chestii. Societate, război, unde era musese? Uite, o chestie pe care n-am vorbit-o prea mult, că simți că eram pe viteză. Atunci veteranii de război, frate, din ce am văzut eu, ăia obișnuiți cu bombe, cu morți, cu boli, cu Doamne, îți dai seama, frate, pe frontul te speli, mamă, e oribil, de-abia mănânci, îți dai seama, n-ai unde să-ți faci nevoile, mirosul ăia, mamă, și cadavre, da, nu mai zic, frate. Și ăia sunt obișnuiți cu așa ceva, și îți dai seama, o lume normală, bă, o lume fără război, nu se obișnuiesc majoritatea, adică ei se aud în cap numai împușcături, numai... Mamă, oameni morți, oribil, să nu zic de, nici nu știu, adică dacă există supraviețuitori de la lagăre. Asta chiar vreau să știu dacă există. Există. Supraviețuitori de la, da, gen chinuit și gen, ei și de aia care, da, de aia care a avut bulan. Sunt unii care, spre exemplu, au fost... Se povestesc viața de acolo, că bă, ce a făcut ăla, a tăiat mâinii, l-a făcut experimente pe ei, germanii, nemții aia, că vreau ei, nația aia, cum naiba se numeau. Arieni, morți. What the fuck?
Și au făcut, da. Și știi că au făcut experimente pe oamenii de la lagăr, da. Au combinat și organele unei femei de la cele ale unui bărbat cumva. Au unit gemenii între ei. Mor, nu cred așa ceva, nu cred că au dat cum de mor. Și de aici cred că a ieșit în ziua de astăzi ceea ce numim noi operații de transsexualitate. Da. Care o prostie. Oribil. Pula mea de nebun. Da. Nici nu vreau să deschid subiectul eu. Da, e ceva închis pentru mine. Vreau. Pentru mine, da, în fine. Zici și mie de ce naiba, ok. Și a dat la autogol? Asta nu știu. Într-un fel. De ce? Bine mă, războiul război. Bine mă, dar de ce? Ce ai cu evrei, ce ai cu țiganii și ce ai de vrei să faci tu rasa aia și ce ai de ai omorât atâția oameni, de ce ții în lagără, de ce pui să fie sclavii tăi și aia să ajungă pire și voți? Păi aia da, e definiția rasismului. Pana mea, de ce faci una ca asta? Băi, ești rasist, ești rasiști și astăzi. Și ăia care au puterea a unei țări sunt rasiști, vere. Crezi că aia nu sunt rasiști? Și ce crezi acum? Că gata, mă. Mamă, coaie! Mamă, deci a fost la limita aia. Muream dacă dădeau aia gol și ajungeam iar în... Nu, divizie 4 până în 1. Am primit un uger. Am primit și eu chestia aia. Deci, revenind, explică-mi și mie chestia asta, te rog. Care? Rasismul ăsta, infect. Ah. Mă refer acum la nemți, al doilea război mondial. Ce a fost chestia aia, de ce? What the fuck? Bă, nu știu, era pur și simplu da, păcat că nu poți să... nebunia lui Hitler. O să-ți arăt o documentare, dar probabil și tu nu mai trebuie să-ți arăt. Mm. Ce videoclipuri, frate, am văzut. Oameni, mamă cum arătau, băi, vere, nu-ți imaginezi. N-ai cum. Deci, nu. N-ai cum, frate, să faci așa ceva ca persoană, nu? Mi se pare imposibil. Cum să desfigurezi omul, frate, tutorial de la Hitler. Și îți dai seama că există oameni de aia, bă, da, bine le-a făcut Hitler, bă, da, era șmecher Hitler, bă, da, era mare. Bă, vere, voi să-ți terminați. Și îți dai seama ce a făcut căcatul ăla de om. Până am putut să fiți de partea lui. Dar tu știi că până și neamul lui, nemții, da? Zic că, bă, frate, chiar îmi pare rău pentru ce a făcut, adică... Și mă așteptam să zic că, da, frate, ținem cu el că e bossul. Nu, bă, ei au fost forțați, dar nu-s de partea lui. Bă, nu chiar toți, crede-mă că unii, vorbata acum este tu, bă, îmi plăcea să omor oameni. Mai ales femei și copii. Dacă este că au fost forțați să-i placă, au fost transformat dintr-un normal... Și mine și ca tine? Da, vere, da, tu dacă o mașinărie de luptă. Las-o, pana mea. Nu știu ce dracule face. Cred că injectau cu ceva. Nu, nu știi că există chestiile alea, nu? Păi nu, da, că germanii au fost foarte avansați. Gen, da, numai în arme deșert. Și așa. La fel ca și în toate experimentele și toate chestiile pe care le-au făcut ei. Și chestiile pe care le-au făcut ei, crede-mă că sunt ceva oribile. Ceva cu gaze, omorau oamenii prin, nu mai știu cum se numește, asfixiere cu gaze sau ceva, nici nu mai știu cum se numește. Da, îi duceau acolo la cabinele de duș, încuiau acolo și în loc, îi fraierau practic, îi făceau să creadă că făceau prin alea de duș și ieșeau gaze. Da, înțeleg. Nu înțeleg de ce făceau experimente, adică pe ce, bă, vezi că nu-ți iese o dată de dori, de ce mai mori? Fucking o grămadă de oameni și de ce îi ții sclavi? Făcea drept cobai, într-un fel. Ok, pentru ce? Dar nu numai naziștii. Nu numai naziștii, până și ăștia... Au fost altceva. Și rușii au făcut. Băi, ăștia sunt la alt nivel, se pișe pe ruși. La ce au făcut ți-a acolo? Exemplu, Russian Sleep Test, ai văzut? Ce? E un documentar să îl cauți. Era un documentar care a luat niște soldați naziști capturați din lagăr și le-au zis că dacă fac acest experiment o să le dea drum. Ok, și în ce a constatat acel experiment? I-au pus... Urăsc chestia asta, băi, te-au sclav ca să-ți facă experimente. Băi, what? Ce experimente, bă, vere? Voi știți în război?
Lui face experimente, oameni cu două capete, soldatul perfect. Ce păi a fost acest experiment, acest experiment consta să facă toți soldații sovietici să nu mai doarmă, să fie ca niște mașini. Și a pus trei, a pus trei, a fost un mare eșec. De-aia e și așa de cunoscut. A luat acei trei naziști, i-a pus într-o un căpere cu câteva cărți, o găleată și din când în când le aducea și de mâncare. Puțin, îți dai seama. Normal. Și bă, le, dar nu cu decur dușmanul. Le dădea un gaz, într-un fel, și ei ihalau în continuu și stăteau câteva nopți nedormite și zile nedormite. Primele 5 zile, din ce am înțeles, a fost ok. Pe urmă, când a început să facă o săptămână, a început să nebunească, au început să se bată între ei. Să nu mai zic că se desfigurează, oamenii de zici că sunt fucking fan zombie ceva. Nu, serios, păi am văzut niște imagini de la lagăr, a murit cu aia. Cum se numea cel mai celebru lagăr, cel mai celebru ăla din Austria? Cel mai rău lagăr, cel unde s-a întâmplat cel mai... Da, știu de care zici. Auschwitz, da, Auschwitz. Băvere. Și știu că era un meme la un moment dat, cu o fată care și-a făcut poza acolo la Auschwitz și zic că... Nice. Îmi pare rău că... sau nu mai știu ce, lacrimi. Da, își face poza la Auschwitz. Bă, bine, tu ești terminat cu să păiești ceva. Sunt la lagăr la... Da, ei, hai să facem. Wow, ce tare sunt. Am fac cum, poza, cum a fost cu fata aia oameni la mormântul lui X? Bă, tempul. Cum a fost cu fata aia la mormântul lui X? Nu m-am uitat atât de mult peste... scandalul ăla sau cineva a fost, dar am auzit de el, da, și de care zici. Cică, salutare toată lumea și astăzi o să facem video la mormântul lui X. Yeeey, e ca și când eu spun, salutare toată lumea și bine am găsit la un episod, astăzi o să facem video la mormântul lui bunică. Yeee, sunt so excited și pe urmă când ajunge acolo, fixează camera pe ea și îți forțează niște lacrimi și zice, da, sunt safe AF. Mor. Ce ocazie de gol, mi-am scos-o singur, ca idiotul, mereu fac așa. Dar eu nu cred că ne bat terminat, nu pot să cred așa ceva. Fix când ies să dau o centrală. Imediat. Se bagă terminații. Da. Bine că au început să fie bune acum, buni. Nu pot să cred așa ceva. What the fuck. Cum vin ăștia din morți, dă-i în pula mea. De ce am făcut și divizia pe acum? Unde a fost ăsta? Au venit din parte, Tătărușanu. Cine pula mea asta? Acum ne luăm division down, nu mai ajungem bronz 2 niciodată. Tu scazi bronz 1 din nou. Pula mea. Old but gold. Așa, și zic continuare de chestia aia. Ăștia își dau labă pe Rocket League. Mor, nu, n-am ieșit afică. Ai văzut chestia aia ce... Ai văzut ce a făcut, nu, copil? O, șiu. Și golul ăla cu 0 secunde, te rog eu. Da, păi dacă îl facem acum ar fi mor. Legendă. Hype. Zi-mi în continuare de chestia aia. Cum am sărit așa sus, nu știu. Unde rămăsesem? Cu proiectul ăla, după am început să se bată, au nebunit. Au nebunit, au devenit zombie. Unul se... Dă-te dracu, cum dracu. Cum pula mea să facă? La revedere, pa. Hai, bere. Haide. Ține-o. Nu mor, agamiște. Deveneau zombie, unul capă celălalt. Celălalt a început să se cace și să folosească hârtii din cărțile din care erau acolo. Asta și se pare ceva normal, ce crea asta, nu mai face natura. Să se cace, să lipească de sticla pe care ăla îl supraveghea pe aia trei. Să nu vadă ce se mai întâmplă. Da. Mamă, și pe urmă când a intrat acolo, l-a văzut singurul care mai era supraviețuitor, era unul care rămăseseră fără ochi. Își scoaseră ochii. Dar care, ce s-a întâmplat până la urmă cu proiectul ăsta? Care a fost faza? Au nebunit. Și dacă nebunești acum mănânci oamenii și vă bate și vă omorâți pe acolo, că ce? Că nu dormi?
Și ce, nu știu. Și ce mă zici de oamenii ăștia care gazul, care gazul ăla de la... Care au insomnie, aia, de aia ce mai zice, aia nu dorm nopți. Și n-au nimic. A, și nu, nu, voi, nu, între voi. A, dorm. A fost de faza că... Gazele alea sau ce? Da, gazele păi, alea. Păi dar cineva le-a dat, mă, drogul zombie care chiar există. Și am văzut multe meme-uri cu el. Și tu atât fac golul tău? Da, logic. Zi-mă de drogul zombie. A. E de fapt cu chestia asta, chiar e drogul zombie. A, crezi că am la mate smart. Așa cu drogul zombie. Care chiar de fapt l-a folosit aia acolo rușii. Bă, deci ești nebun, ăștia au folosit atâtea chestii pe care da, acum le știm. Adică gazele, da. Drogurile, drogul zombie, da. Dacă au zis că au început să se mănânce sau ce ne-am mai făcut ei, scuze. Ah, cred că de... What? 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 Te rog, what? Uite-le puțin la faza asta, n-ai cum să dai, n-ai cum, dă-te. N-are, are lag, nu lag ăsta. Hai cur. Nici măcar n-a atins mingea. Era... Dă-te în pula mea. Bă, eu cred că a atins-o, că bulanele există. Că nu cred da. Că asta pro player, că... Poate avem noi rancuri de experturi, dar nu jucăm ca unii. Doar level-e. Cine știe ce rachetier e ăsta? Dar n-am văzut să o atingă, am văzut că era un spațiu acolo între el și mingea. Ora avut bulan, habar n-am. Mamă, dacă ăla e gol. Mamă, mamă. Dacă era gol. Mamă, ce gol mișto era ăla, dar na, normal că ce e mișto se strică. Așa, bravo. Golaccio. Bă, ce mă nervează că rămâne mingea în spate. Da, știu și pe mine. După meciul ăsta o să închei filmarea, că deja e de vreo jumătate de oră și zi repede. Minutele astea care ne-au mai rămas, să deschidem ceva subiect dacă vrei, sau dacă vrei le continuăm pe astea cu războaie. Sau orice altceva, societate. Păi sau dacă eu vrei deschidem subiectul despre LGBT, care chestia asta chiar mă nervează și nu vreau să o dea. Da, știu. Și pe mine. De ce există? Uite că l-am deschis eu deja. De ce naiba există chestia asta? Vreși mie? Cine naiba a zis că, bă, gata, de astăzi există gay, lesbience, bisexual. Există gay, bă. Bine ce bisexual, câini, bă, pisici, există delfin, asexual, zoofil, pedofil. Necrofili? Necrofili, doamne, ferește. Necrofili, aia care fut cadavre. Necrofil, parcă se numeau, nu? Mm, vrea să fută silențios sau ce vrea. Fut morții, cu aia, fut morții. Atunci chiar e vorba aia cu să futu-ți morții, mătii. Hai ca ai și tu niște glume de alea, umor negru, bă, măcar. În fine. De zi, de ce? Care-i faza cu chestia asta? Că nu era populară. Dintr-o dată a apărut trendul ăsta, probabil, sau tot așa. Ca balena noastră, o provocare și din cele s-a dovedit a fi adevărat, între ghilimele, care de fapt nu cred că e așa. No, nu e adevărat, nu e adevărat. A fost pentru jurnaliști, cred. Da, mă, verești, prost. Și vedeam, mamă, cu aia mă crigesc în momentul ăsta. Vedeam pe aia de la mine din clasă că jucau astea, că desenau balene pe mână. În perioada aia nu știam, nu zicea nimica. Dar acum când mă gândesc, what the fuck, adică... What? Ce? Sau... What? A fost o directoare babă. O școală a unui prieten. Nu, criarea da gol de stat. Băi, ce mă golurile astea pe care le dă căcatul ăsta de copil? Era aia să dea gol dacă nu scoteam. Care a exmatriculat o fată doar pentru că avea în telefon un fel de simulator, nici nu era jocul, dar pentru minciunile care au fost puse la căcatul ăsta de asta ură știrile și toate astea de ură televiziunea în general. Se uită la televizor, adică. Da, și a. Pentru că pensionari și bătrâni rău cred căcaturile astea, a exmatriculat o săraca fată. Și e nasol dacă ești exmatriculat. Normal că dacă ești... Unde te mai duci? Ai deja pe dosar acolo, a fost la liceu ăla, exmatriculat, cine știe ce a făcut. Deci deja o să-și facă o impresie foarte proastă despre tine. Cine știe ce liceu. Păi da, știu. Pana mea. E oribil să fii exmatriculat. Dar se întâmplă doar din cât am văzut eu chestii foarte rare. Gen absențe sau bătaie sau altceva din ce poți să fii exmatriculat. A, din prostii. Da. Prostii, bătăi, da, prostii și absențe. Și ca dacă rămâi repetent de nu știu câte ori, adică, sau repetent, da, rămâi, faci aceeași clasă, ok.
Și de ce avem noi în România analfabet, cum se zice, mă? Analfabet. Nu, e să-i spune altfel mai frumos. Analfabet. Hai. Cu aia am zis anal și m-a luat râsul. Analfabetism. Doamne, prosul. Așa. De ce avem noi ăsta foarte mare? Gen... Procentul mare. Foarte mare? Pentru că avem 15%. Mulți țărani. Ok, și zici mie că nu știu în ce țară sunt și... Da, bine, sunt adică, încuiați. De la ce IQ se declară că ești analfabet? Îți dai să că minus... Crezi tu că e pe minus? Da, nu. De la 70 în... Nu există IQ minus. De la 70 în jos. Sau de la 60 în jos. Nu știu, media în România noi e cam, de... Noi cam ce avem? Habar n-am. Nu, mă, pentru fac, că... stai că fac un test IQ acum, că nu e de la aia. Dacă faci teste de alea, să știi că nu îți faci IQ-ul. IQ-ul ți-l faci prin, uite ce vorbim noi acum, chestiile astea. Deci când porți o conversație, orice chestie, ăla e, frate, testul IQ. Nu căcaturile alea cu chibrituri sau ce n-aiba vedeam eu. Da, gata, mă, dacă și nu... sunt mare, nu, nici... Einstein ești nebun. Nu e nici chestia de cultură, că pula mea cultura poți să ți-o faci ai IQ 50 dacă tocești în continuu. Chestia de cum îți merg ție rotițele. Cât de, nu știu, cât de limpede vorbești. Pur și simplu, da, subiecte de-astea care gen să poți să porți o conversație cu cineva, chestii de genul ăsta. Ce gol forțat. Bă, ce faci, mă, copil, îmi zici și mie. M-a blocat căcatul ăla. Uite puțin. Eu stăteam aici. Uite, m-a blocat căcatul ăla. Ai văzut? Nu, n-arăta camera pe tine. Hai, mă, las că oricum poate, sau dau și gol de ăla la 0. Nu, că plâng. Da, n-au cum. Stai și ne luăm divizia înapoi, dar nu silver ăsta, nu bronz 2. Yeah, boy. Yeah. M-am dus. Fio. Mai greu așa. Ah, Division Bronze 2, Division 2. E bine. Bronze 1, Division 4. De ce mi-a dat rank? Oh my fucking good. Poate fac Bronze 1. Pe video. Păi acum închid filmarea, să pornesc altă, deci faci pe al doilea video, dacă e. Ah, ok. Deci cam asta a fost episodul, revenim cu alte scandaluri. Mituri și legende, San Andrei. Mm-hmm. Mituri și legende, San Andrei. Că v-am lăsat cu distrugătorul de mituri, Horia, și v-am salut!